și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Cristian Drozu, fizioterapeut, iar astăzi o să vă prezentăm una dintre cele mai frecvente probleme pe care le avem în societatea actuală, anume durerile în zona cervicalei și durerile de cap. Da? De ce am spus prima dată cervicală și apoi durerile de cap? Pentru că ele sunt în corelare strânsă. Da? Deci, practic, în momentul în care ai durere de cervicală, deseori, în proporție de 90%, durerile migrează către zona capului. Da? Bun, o să vorbim puțin, cum deja v-am obișnuit, despre partea anatomică a lucrurilor, de ce apar durerile, ce sunt ele, pentru ce se pot face și cum putem să prevenim și să tratăm aceste probleme. În primul rând, vorbim despre o rectitudine, acest tex-mec pe care îl facem. Practic, în zona cervicalei, noi avem o curbură fiziologică. O pierdem în timp, da? Pe această curbură fiziologică, ea începe să se piardă și încep problemele, durerile, da? O să vedeți mai bine, puteți vedea și pe manichinul Stan, dar puteți vedea mult mai bine pe partea de manechin doar pentru coloană. Da? Aceasta este curbura pe care noi ar trebui să o avem în zona cervicală cu MOV, iar noi de cele mai multe ori, pentru că stăm la birou, stăm, lucrăm pe plan anterior, capul duce în față, stăm pe telefon, pierdem cu această curbură, da? Această lordoză ușoară și căpătăm o rectitudine, adică el se duce pe față. Toată presiunea de pe discurile intervertebrale se duce pe nervii intervertebrali și apoi începe să radieze, să se migreze către cap, către urechi, ochi și așa mai departe. Deci de foarte multe ori durerile pe care le avem în zona capului pleacă de fapt din zona cervicală. Poate să afecteze și aparatul vestibular și așa mai departe. Deci o strânsă corelare între ele. Aceste exerciții sunt recomandate persoanelor care suferă de spondiloză anchilozantă, durere de cap, tot ce ține de partea asta, de chiar și partea senzorială. Da? Chiar dacă ai amețel, poți să ai și le poți încerca, deci nu sunt contraindicații, poți să ai și partea de țiuit în urechi, dar tinnitus merge foarte bine, dureri de gât în general și așa mai departe. Totuși, dacă ești după accident, ai dat cu capul în tetieră sau ceva și se doare cervicala, încearcă totuși prima dată să-ți faci un X-ray, da? O radiografie, apoi începi să faci exercițiile. Ideal, deci după accident e mai bine prima dată să facem o radiografie și după aia să vedem dacă totul este în regulă, putem să începem exerciții de kinetoterapie, exerciții care ne detensionează coloana. Bun. Haideți să începem exercițiile, că despre asta este vorba. Exercițiile, ca și obiective, au rolul de a tensiona, de a trage practic musculatura din spate, de a o... Imaginați-vă că aici avem niște pârghii musculare care se inseră pe toată partea asta. O să tragă practic și o să recreeze această curbură. Musculatura o să tragă și o să tragă pe toată partea aceasta. O și întindem foarte bine și musculatura de pe față, musculatura din zona aceasta, care se prinde din zona aceasta, pe față, practic o întindem foarte bine ca să nu ne mai tragă capul în față, să ne ducă gâtul în față, pentru că aici se adună foarte multă tensiune și o să încercăm să-l tragem înapoi, în spate. Da? Bun. Haideți să începem cu exerciții. Nu aveți nevoie de nici măcar un echipament sportiv. Le puteți face acasă, le puteți face la sală, le puteți face în aer liber, unde vă simțiți dumneavoastră comod. Bun, mâinile le avem pe lângă corp. Bărbia este în piept și chiar acesta este prim exercițiu pentru o reeducare posturală și pentru a activa și a detensiona musculatura din zona cervicală. Pur și simplu, suntem aici, bărbia o punem în piept, respirăm, menținem 5 secunde și dăm aer afară. Respirăm, menținem 5 secunde și dăm aer afară. Da? Bun, am ținut izometria aceasta de 5 secunde și apoi relaxăm, lăsăm capul să se ducă în față, băgăm capul în spate, ducem capul în față, băgăm, punem capul în spate, relaxăm. Ducem capul în spate, menținem câteva secunde, relaxăm, ducem capul ușor în față. Iar capul în spate, menținem câteva secunde, lăsăm capul în față. 2-3 secunde aici, revenim. 2-3 secunde, revenim. E foarte important să începem cu genul acesta de exerciții, deoarece ne activează toată musculatura suboccipitală, musculatura din partea aceasta, și nu doar atât, dar ne ajută să
tensionăm, să activăm, să trezim la viață, practic, musculatura aceasta care ea, de cele mai multe ori, stă doar în față și nu ne ajută absolut deloc. Avem primul exercițiu. Revenim. Primul exercițiu. Da, 10-15 repetări. Apoi, menținem bărbia în spate. Mâinile sunt aici. Apucăm cu mâna aceasta de cap și tragem ușor în partea opusă, da? Ca să întindem musculatura scalenă, sternocleidomastoidian, toată musculatura din zona gâtului. Menținem 10-15 secunde, revenim ușor. Bărbia în piept, nu cap aici, bărbia în piept, tragem 10-15 secunde, revenim. Bărbia în piept, tragem, menținem 10 secunde, revenim. Va trebui să simțiți pe partea întinsă un stretching, o întindere, o detensionare a musculaturii acesta. Și prin zona aceasta, de multe ori poate și radia puțin, să nu vă speriați, este tot în regulă. După ce am făcut 10 repetări pe o parte, mâna cealaltă jos, capul în spate, tragem în partea opusă. Menținem, menținem, revenim. Tragem în partea opusă, menținem, revenim. La fel, 10-15 repetări pe ambele părți, chiar dacă durerea poate este doar pe o parte, nu este și pe partea cealaltă, este ideal să creăm un echilibru în ambele părți. Bun, următor exercițiu. Am făcut partea aceasta, am făcut lateralele și acum o să ne ocupăm de zona cervicalei, în zona din spate, da? Bărbia este în piept, repetăm, da? Deci plecăm tot de aici, din zona bărbiei în piept. Mâinile sunt ușor în spate, ducem capul pe spate, revenim, ducem capul pe spate, revenim ușor. Da? Uitați cât de ușor este, efectiv, de aici. Relaxăm prima dată, da? Deci, efectiv, relaxăm capul în față, ducem capul aici și ducem pe spate. Revenim. Ducem capul aici și ducem pe spate. Capul aici, ducem pe spate. După 10 repetări, care am lucrat doar segmentul de extensie, lucrăm segmentul de flexie. Bărbia în piept, mâinile tot jos aici, da? Bărbia în piept, ducem bărbia către manubriul sternal, da? Către zona aceasta. Bărbia întinde să se ducă în zona aceasta, da? Aici, bărbia în piept, ducem, menținem, revenim. Menținem, revenim. După 10 repetări, da? Pur și simplu, tragem bărbia la fel în piept, repet, pentru că ăsta e primul exercițiu și de aici pleacă toată baza exercițiilor. După, băgăm bărbia în piept, tragem și ușor, ușor provocăm un stretching, o întindere mai mare din această poziție. Efectiv, provocăm un stretching mai mare, să simțim musculatura suboccipitală cum lucrează, da? Aici. Revenim, stretching, revenim pe față. Bărbia în piept, ducem, ținem, va trebui să întindem musculatura din partea aceasta. La fel, 3-4 mișcări de stretching este arhi suficient. La final, ca să ne asigurăm că musculatura este lucrată, vom face câteva izometrii foarte bune, vom întări foarte bine musculatura aceasta. Prima dată, bărbia este în piept și ne opunem o mână în zona aceasta și împingem în față să simțim musculatura asta că lucrează. Împingem în față ca și cum am vrea să împingem efectiv ceva în partea aceasta. Ținem, relaxăm. Ne opunem cu mâna, ținem mâna puternic, tragem, ținem, împingem, 5 secunde, relaxăm. Iar împingem, 5 secunde, relaxăm. Apoi, bineînțeles, din lateral. Bărbia în piept, aici împingem, 5-10 secunde, relaxăm. Împingem în partea aceasta, aceasta este mișcarea. Numai că noi să o blocăm și să o facem în izometrie, împingem 5-10 secunde, relaxăm în partea cealaltă. Împingem 5-10 secunde, relaxăm. Împingem 5-10 secunde, relaxăm. Apoi în spate, mâinile aici, coatele pe spate, împingem în zona aceasta, în segmentul acesta, practic, cum se spune în popor, în moarele capului, da? Deci în zona aceasta, dacă vă palpați, veți simți un os mai ascuțit. Da? Aici coatele sunt în spate,
bărbia în piept și împingem, 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 revenim coatele în spate, împingem cu degetele în față, împingem câteva secunde, revenim ușor. În felul acesta, noi avem lucrată musculatura laterală, musculatura flexoare și musculatura extensoare a capului. La final, mișcări ușoare, circulare, 10 pe o parte, 10 pe cealaltă. Totuși dacă aveți aparatul vestibular, aveți manifestări de greață și vomă, evitați mișcările circulare. Pentru persoanele care au luat durere de cap, le puteți face. Da? Cam acesta a fost vlogul, sper că vi s-a părut de folos, sper să vă fie util. Dacă simțiți că exercițiile v-au ajutat, le puteți share-ui mai departe, puteți să dați o distribuire mai departe pentru alte persoane să le ajute și pe ele, la fel cum v-a ajutat și pe voi. Spor la treabă, numai bine! Salutare!